cine și pricepuți care să le lumineze și să le conducă spre a face foi etape pentru binele lor. Auzi-ne pe noi ce ne-am adunat astăzi în jurul acestui monument, înaintea acestei plăci comemorabile ce s-a ridicat pentru pomenirea marelui om de stat, vrednicului om de cult, fiul al neamului nostru rânduit de tine să fie conducător. Bine și povățuitor în zile grele. Ne rugăm ție, scrie numele lui în cartea celor aleșilor tăi și precum de mult ai rânduit să se așeze semne din piatra spre aducerea minte de faptele mari săvârșite ale aleșilor poporului în numele tău. Așa și acum binecuvintează și a întări și a binecuvânta acest monument, dezlegarea acestei plăci comemorate spre veșnică pomenire a alesului tău și faptelor lui vrednice de a ierta, de a urma. Iar poporul nostru ajută ca sub purtarea de grijă necontenit să propășească pe calea binului, săvârșindu-te pe tine, Dumnezeu, a părinților noștri, acum și pururea și în vece vecilor. Amin! Stafă sfințită! Și al Fiului, lui Duh. Amin. Binecuvântat această apă sfințită în numele Tatălui. Amin. Și al Fiului. Amin. Și al Sfântului Duh. Amin. Acum și pururea și în vece veci. Amin. Binecuvântat sfințează monumentul acesta, placa aceasta comemorabilă prin această apă sfințită, în numele Tatălui, Amin. Și al Fiului, Amin. Și al Sfântului Duh, Amin. Amin. Minuiește pe noi Dumnezeu, pe mare mine, te rugăm să-i auzi-ne și ne minuiește. Doamne, pantrun cim zi într-un mulț și fericisoni. Mulți ani trăiască, pentru rugăciunii Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Dumnezeu, Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat!